prima parte a colegului de astăzi, primul coleg este dedicat lui Iacob Maicuțin, Iacob Maicuțin fiind primul director al Veneției Ecologiei în Chiare, în perioada 1867, 1885, după 89, a fost practic al 28 de ani șeful de misiunii comunitare, în cozi hiatus de jumătate de ani, când fiind Bolnav a plecat în țară, în Germania, și a ținut locul Petrescu. Practic, continuăm ceea ce nu s-a te-a convenit, ce n-a convenit. Ceea ce a convenit este cu toți a fost cea mai glorioasă, practic, de lunga istoria a misiunii comunitare. A rezuit în comunitatea de perioada respectivă toți clasicii teatrului românesc, la Baiorescu și tot la Teanghiu, Tarceale, Slavici, Eminescu, și chiar de timpul lui au început să colaboreze la comunitatea teatrului, Duriu Zabinescu, Nicolae Iorga, i-a apropiat cu ceilalți biserii, aduc aminte, Ion Bogdan, Simeon de Hedin, Stigaia s-a mâncat și Toluciu, în care au publicat mari scritori ai culturii noastre și după perioada clasică, gen Sadoveanu, Duriu Zafescu și Ion au fost să fie prezenți. În seria Toluciu, de exemplu, în locul Răsinii, cum spuneau și el, pe Cioran, pe Noica, Eliade, deci, practic, el este acolo din treabă, a fost tot timpul în actualitatea din treabă. O să urcăm pe colegul nostru, pe care nostru și redactorul de la Elisa Cogurbi, să ne vorbească despre Iacob Maicuțin, domnul Liviu Papuc. Da, pentru că el sigur că fiind șef peste toate cele, știe toate. Și știi că am întâi de făcut o obiecție foarte importantă, că permisa mea nu așa se organizează o întâlnire de ce bine nu așa. Asta este o oră criminală. Nu ce funcționează și de aici ceva, dacă avem. Dacă așa hotărâm, așa facem. Am venit pregătit să... Ce v-aș face fără opoziție? Democrat. Da. Apropo, cred că la un moment dat Iacob Maicuțin, ca să-l pomeni și pe dânsul, evocând situația megheșeană, consiliile locale, primăriile, alegeri, și nu știu. Atunci știți că era fracțiunea liberă și independentă. Niște pseudo-liberale. Cu liberale se mai înțelegeau numiște, dar cu ăștia zice, n-am avut niciodată nici mânecă, mai ales că am foarte mulți colegi la facultate și sunt lămurit ce era în parte. Asta e poziția. Am venit pregătit să vă liniștesc. Nu suntem numai noi doi aici. Ne însoțesc profesorul Dan Mănucă, care... O să vă citesc mesajul domnului în sală, după citerile domnului Papuc. Deci vă dați măcar jumătate de ore. Și atunci eu nu mai citesc de aici aceste spusele înscrise ale domnului Mănucă. Deci, am să las pe Casian să le zic. Și afară eu chiar nu cer, tot zile. Și afară, mai fac de timp să ajung că și este iarnă. Eu, la vă rog, e prea ținut, nu? Sunt locuri, cu picioare, zic locuri. Și în afară de domnul profesor Mănucă, l-am adus cu mine și pe împricinat, adică pe Iacob Maicuțin, care o să vă vorbească el, pentru că așa mi-a putut întotdeauna. De ce să caut eu cuvintele care se exprime adevărul, când altcineva înaintea mea a găsit poate cuvintele
potrivite. Iar el le-a găsit, slavă Domnului, așa încât să-i dau cuvântul. Dar întâi este așa încât că e bine să ascultăm și în mod sigur, eu și academică, nu știu pe care credeți. Nu, nu, de-aia mă gândesc că introducea lui academică. Domnul, mă rog, în primul rând, în cele tare, că în cauza de obiective, nu poate fi aici cu noi. Deci, de aia, când șef al revistei, mi-a trimis o cuvântare la acele reviste, cum vă vin de aia, din 22 aprilie 2016. Cred că am venit 22, așa că e doar revist. Stimate colege, stimați colegi, cred că, din păcate, nu pot fi lângă domnirele voastre în această distinsă sărbătoare a revistei noastre. Zic noastre, pentru că nu cred că ar putea fi altfel numită. Întorcându-le la, pe cum parodiază poporul la oile noastre, să-mi îngăduiți să vă refer în continuare la subiectul întâlnirii de acum. De la bun început se cuvine să reamintim că revista Comorbid Literare s-a implicat cu entuziasm tineresc în viața culturală literară a țării, afirmându-și o atitudine pe care îndrăzni să o numesc chiar războinică, dacă avem în vedere articolul lui Maiorescu intitulat În contra poeziei și proza, în contra vieții de astăzi în cultura română, apărut în 1868. În data a fost urmată direcția nouă în poezia și proza românească, 1871-1872, cum adversarii vizați nu au răspuns nepăsători. Juridicii au răspuns la fel de repede în articolul mai recent Beția de cuvinte în revista Contemporană, din 1873. Desigur, replicele celor vizați nu au întârziat. Ferește că prin opinie de pășire de timp, datorate unor autori cu totul mărunți. Dar iconurile au străbătut până nu de mult, mai ales cu fiind considerat o fantomă plină de contradicții. Și mai grav este acuza de un neprofesionalist apărut într-o istorie ocultă a literaturii românești, care despre Maiorescu se afirmă că ar fi avut o estetică metafizică, în care raționamentele și obiectivele estetice și științifice să fie confundate cu critica literară, să fie ghilimele. Adevărații apărători a esteticului ar fi fost constatat o Gorgeau Ghele, echipuință, cine era, a niște Părescu, Sabir, Bratul, de trista amintire, mă rog, acuzații care nu merită niciun fel de răspuns. Așadar, Iacob de Luții face parte de generația de tineri care, în preajma anilor 1872-1879, se întorceau acasă, după ce urmase diverse școli în străinătate, la Viena, la Berlin, la Heidelberg, la Paris, chiar la Madrid. Întoarcerea acasă a fost, aș spune, ușor dificil de suportat, după ce peste hotare se obișnuiseră cu altfel de lume, altfel de cultură și de civilizație. Nu este de viare că, întâlnindu-i pe ceilalți colegi generații, au căutat să se apropie unii de alții pentru a-i face oarecum atmosfera occidentală. Nu o puteau uita nici de cum. Și probabil le citeau jurnalele manuscrise pe cum Maiorescu, Iacob de Luții, Vasile Popor. Iacob de Luții și-a scris în trăire de jure student în asemenea asemnări, parte în germană, intitulându-i tabletul, adică jurnal, în cea mai mare parte însă românește. Împreună cu Petru Horst Fassel l-a publicat în 1980. De aici a fost spre pildă că a avut numeroase trăiri din plin ale tineriței valuri, după câteva halbe bune, ușor, turmentat, a fost dus la carcer pentru un timp. A făcut și o leacă de pușcăie. De asemenea, că în urmă unor repetate scene amoroase, în special cu cameristele hotelurilor, că am avut nevoie de tratamente medicale. Cenzura din anul 1980 a eliminat astfel de referiri, în ghilimele, scandaloase. Dar de asemenea, scene demonstrează că viitorii juriști își trăiau din plin viața și că nu se întorceau acasă fără a fi cunoscut și această latură a vieții. Normal, nu? Adică, acasă, adică în Iași, oraș în care vreau să se perfecționeze viața socială, cu deosebire prin întâlnire cu acei tineri care, toți ca și el, de peste hotare, căutau prietenii cu oameni. Astfel, în urma unei întâlniri cu Titul Maiorescu, Iacob Lipuțe notează că acesta
Nu mi-a produs o impresie bună. I-a început, deci avea o impresie bună, nu da, cu mine mea. Deci, mamă, despre o întâlnire și cu alții viitori juriști, aceste colombii au avut loc peste vreme după 1864. Vă trece când arată că în 1 martie 1867 va apărea cel de trei drumuri a venitii colombii ideale, având repetat un rus purzător pe Iacob Leguții. Menționat ca atare pe copertă, funcție pe care și-o va păstra până la 31 decembrie 1824. Nu de domnii, nu? Ba. Întâlnirea unei revise literare autohtone era lăbită de multe intelectuale. De decis, însă, nici asupra titlului, nici asupra unei trei literare. Rămâne să o fac in la atacare, anume, aflarea unui lucrător comun care a determinat pe unul începător să-și trimită încercări de noi publicații. Tentat revista publică operă cel mai important scriitor al timpului. Lui Mihai Ionescu îi sunt tipăit din 1870, versul de Venere și Madonă, urmată îndată de Epigonie. De acum înainte, poetul va colabora constant la revistă cele mai importante poezii ale sale, cele mai importante poezii ale sale. Scrisorile, Montoiesc, Lacul, Dorința, Epigonie, Înger, Departul, Ceafăr, republicat după, la puțin timp după apariția în avanul Societății Române, România Jură, din 1883. Deci, produs apoi în volumul Poezia, produs sub îngrijirea lui Maiorescu. Tot în revista Jurină apar cele mai importante piese ale Caragiale, Tare Carnavalului, cu scrisoare pierdute, Corone Unita, față cu reacțiunea, precum și câteva numere, pe pasta, un pedagog de școală nouă, un făpire de Paște. De loc grave apar amintiri din copilărie, un padur, soaca cu trei lumări, roșii din timpul specialului, de lene pe pelea, bucuța cu doi bani. Maiorescu nu a acceptat să îi aprecieze scriere la articole sale din revista Jurimii, consfințindu-i astfel valoare. Cine va atunci trecerea jurnalului său nu poate trece cu vederea că, stabilit în capitală, criticul îl invita de numeroase ori să participe la întâlnirile Jurimii Bucureștene, găsind fonduri necesare de pe unde putea, ca să poată ajunge la București la întâlnire. Ios Slavici e Sfântul incluse, Scolmul, Toane sau Vorbe de Clacă, Popa, Calda, unele publicate și în Colombiei Interale și cuprinse apoi în volumul Bundura Taiche, 1880, Bara, 1914, din Bătrân, 1906. Prestigiul Slavici prescuse enorm după ce l-a lăsase Rodinca, pentru toți române, soarele la București lăsare. Urmată de contravarea sa de către autoritățile din București la închisoare. Era normal, o reacțiunea asta din partea omului. La sine a extradit public în locul revista comunitare, versurile devenite celebre, precum Peleș cu Calul, Dal Capital de Ploaie, cu Brava Roșii, Gui, Sânge, unele apărute mai întâi revista juriviste și eluate în volumul Ostașii Noștri din 1871. Vâinând la Fiescu, public numeroase numere precum în 1911, Lidia, 1911, Ana, tot în 1911, apoi Viața la Sală, serial 1894-1895, pe Lasis Catiu, continuă să colaboreze la revista Jurimii până prin 1897, cu ultimele două romane. Revista Jurimii este importantă și de alte puncte de vedere, cum ar fi includerea unor scriitori din toate provinciile românești, precum Slavic, Popor Jubărățeanu, Dimitrie Petrilou, Samson Bordărescu, George Pătuc, Mirom Popiliu, Ioan Pop Florentin. Nu pot fi omis faptul că în Comorbie Literare apar versuri semnate cele dintre poete din literatura noastră, Matilda Cunderponi și Veronica Michi. Cea dintre femei care a scris versuri a fost o călugăiță. Schihomomachia, Senia, Iordache, Hagiu, de Amărăstirea Agapia. Urmate de femei care s-au dedicat ca zetăriei pro-unioniste. Publicarea celor două comunitare a fost de la toate să determine controlarea acestor preocupări de plică pe Lucreția Subjevutom, apoi pe Sofia Nădejde, care era astfel deschisă. Încât sunt în măsură să afirmăm cu Jurimea, s-a arătat susținătoare și a acestui câmp al literaturii locale. Și astăzi noi producem Doamne cu mare bucurie. Influența Jurimei în societatea românească poate că nu a fost atât de importantă dacă unul dintre cei mai importanți membri nu a fi fost profesor, fie în învățământul liceal, precum Samson Bordărescu,
Mulți au predat în învățământul superior, descărind precum Maiorescu, filozofia slavian contrecut și filozofia drept, sau Vasile Bodă, predând filologia comparată, sau Petre Visier, cu drept constituțional. Abdexenotul și George Paulu cu istoria națională, eu copil cu învățământul național. Trece cu asemenea perspectivă nu a fost posibilă decât a proiectă frecventării mediilor culturale, literare străine. Începută încă de pe băcele liceu și considerată pe predecuri necontenite din operele marilor scriitori europeni, atât ai prezentului cât și a celor majorat în urmă și ce avea câțiva. Toate aceste comunite are apare cel de traducere de Chantal Lair, datorată de Vasile Popor, prima versiune urească a autorului Florilor Răului. Tot el a mai tradus din un laud, Gautier, la Chantonii și din americanele repetat, el care era autor, Pasteur, Petre Pecat, traducere de Shakespeare, ajutându-se de un intermediar german. Mai apar versul Verge Rilke, la Sern, lucruri care ar fi fost imposibile fără stăpânirea, mai mult sau mai puțin acceptabile, au venit de circulație. Nu mai am eu ce termin. Cei mai mulți dintre jurii și nu pot să nu vă citesc tot textul domnului profesor Bănuț. Așa că vă rog, aveți puținică rotare, da? Cei mai mulți dintre jurii și stăpâneau germana, franceză, engleză, italiană, spaniolă. Și teoreliste conduse de apocriputii puteau astfel să cunoască unele lume sonore și în același timp să-și solveze criterii valorice mai adecvate vremilor. Aș vrea așa adăuga o paranteză, să știți că vorbeau la mele respectivul cu vorbinte ale și despre Dostoievski, și despre Tolstoi, și despre Cehov. Deci la 1880 se vorbea despre autorii menționați, cu acuratețe și cunoștințe de cauză. Că era după o chestiune închisă, am auzit și eu de Dostoievski. O chestiune a lui delicată a fost aceea asociere materiale a reliștii. Vedeți și atunci era la fel de delicată ca astăzi, chestiunea materială. Sunt menționată și de unii dintre jurimiști care aveau o situație materială care le îngăduia acest lucru, precum Iacob de Pițe, Petre Pecat, Vasile Popor. Alții, precum Arestu, își puteau gândi să contribui, fiind și cu sume modeste la apariția listei. Mai abil, Pogor încheie împreună cu anumite limite Cozadine, un contract cu Gottler, proprietarul de tipografii, impunând de acestea condiția de a trebui comunitatea toate materialele trimise de Iacob Neguțe, de patru societăți în jurină. Contractul a fost parafat la 6 octombrie 1971 și l-a ajutat pe Neguțe și în continuă activitate. Tot delicat era și alcătuirea sumarului fiecare lume. Cine anume l-au acutare de cine și cine anume trimiteam sumarul astfel conceput de colaboratorii, ce colaboratorii intrau, care nu intrau, care erau rubrici. În orice caz, am aceleași povesti, sunt după și astăzi. Deci, ce e publicat? Ce e publicat? Ce e publicat? Ce e publicat? În orice caz, colaboratorii și rubricile vădeau mereu preocuparea față de viața culturală literară a întregii țări, pe cum încercăm și noi astăzi, dacă observăm. Un exemplu, din Filofele, când era un milor precum Ion Ianov, autor al unor cântecele comice, compuse de povadeaia în Alexandrie. Îmi îngăduiți să citesc câteva presuri, fiindcă la așa numită afacere Strujber. Cine nu știe de afacere Strujber de la Eminescu la Teodorosete? Atacată de numeroși publicite ai timpului. Prezentul Cedar Boliac era de părere că toate acești concesionari sunt niște samsari. Ca și astăzi, nu? Da. Ministrul Ioan Ianov nu putea ignora această oportunitate și publică o parodie sarcastică din care citesc o singură strofă. Ich Herr von Kampel, tocmai din Berlin alert, mit hohe protection, fulgroase concesion. Acest cântecel a fost impărit în economie literare în numărul de luna mai din 1871. Să încercăm o traducere oarecum aproximativă. Ich Herr von Kalicescu, tocmai din Berlin alert, cu protecție înaltă pentru o concesiune substanțială. Aproximativă. Oare nu cumva asemenea versuri sunt sunat ceva extrem de actual? Să reamintesc și pe Anton Daum, clasicist, traducător de la Vafel, Jugon, Bichet, Cotier. De asemenea, se vor reaminti și numele lui Nicolae Schelete, Ihai de Corne, Ihai de Bonachi, numitul Ceonărescu Ascariu, cel care a compus după război o satire la presa politice a Bisicii a Rușii, care le-a lăpit o parte de ceva pe România, pentru a avea acces la curele Dunării.
Nicolae Volete, care pe lângă versului propriu a tradus și din Mușie, Iugov, Leon, Popiliu, traducător de Bula, Aine, Platin și studios al Graiului Natal. Vele române din Pihalia, pe cum și Baspe, sunt ziare. Nicolae Pădiceanu, autorul dramei Don Corman. Influența revistei jurniste a fost considerabilă, deoarece a stabilit norme uzuale și pentru viitorii cititori ai literaturii române, transcripțindu-le și celor de după anul care secretarul perpetu a renunțat la această demnitate. Comitetul de direcție care s-a succedat în viitor nu a putut ignora o astfel de orientare. O confirmă consultarea amintirilor mea cu negluția lui Gheorghe Pandu, numeroase documente publicate de Toroucciu, cele 13 volume ale sale. O chioștire adesea dezbătută a fost aceea a apartenenței juridicilor la masonerie. Este adevărat că majoritatea lor au fost masoni, dar din motive pe care nu este locul să le discutăm aici. Au renunțat la masonerie, mai ales cu Pocor, Cal, Bistic și mulți alții lucruri cu Prințul Cal. Vă mulțumesc pentru atenția pe care spun, presupun că a tratat-o celor comunicat de succedată, precum și domnule ca să mai respectat, pentru deosebită amabilitate de a le fi citit. Da, mulțumesc pentru atenție. Da, da, au luat ceva ca lemn de cititor, public, să citesc textul. Sper că ceva totuși ați înțeles. Ce vreau să sublinez legat de fondatorii juridici și a revistei comunitare? Mai ales că a fost prim-ministru, Calp a fost prim-ministru, Teodor Roșet a fost prim-ministru, iar contribuția a fost inclusiv președintele Academiei Române, Vasile Pocor tot o căuta orice a spus pe ministru și avea un talent deosebit de a se ascunde la timp ca să nu ajungă de ministru. Dar toți au fost membri ai Academiei Române. Subliniez că toți cei care au urmat la conducerea emisiei Convorbirii Treare au fost membri ai Academiei Române până în 44 inclusiv. După aia au venit comuniști și stare de ăla. Vă rugăm pe mine după amunt să tot este. Da, știu cum să... Da, da, începutul este mai multe. Să mai zic și de la mine, din prostiile mele. Îl știm cu toții sau nu știm cu toții pe Iacob Negruții și mă întreb dacă în pofida destulelor scrieri ale sale ar rămâne pe undeva dacă n-ar fi fost directorul Convorbirilor. Pentru că suntem cu toții de acord, sigur, a scris o proză pasabilă, poate chiar și reușită, mai zelele, așa, 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 mai cu idei, mai cu idei, că a fost un om de spirit, nu neagă nimeni, dar colcăia pe vremea aceea societatea, nu numai judină, societatea românească a vremii de spirit. Dar, în calitatea lui de șef al revistei Convorbiri Literare, cred că va rămâne, se va vorbi despre el întotdeauna. Și pentru asta am pregătit eu să-i dau cuvântul domnului profesor Dan Nucă, pentru că are o sinteză perfectă în Jurnalul Literaturii Române până la 1900, așa încât am intrat de acolo și dacă am să reușesc să mă descurc și cu oțelat, și cu fix, și cu hârtie, și cu microfon, și zice domnul Mănuca așa, că a fost un sprijinitor energic și activ al literaturii române, atât prin încurajarea tinerilor talente, cât și prin atragerea scriitorilor din toate provinciile locuite de români. Trebuie să vă aduc, să ne aduc aminte despre episodul Eminescu. Iacob Negruții era omul ăla în stare să se ducă, bine, nu special să-l vadă pe Eminescu sau pe alți scriitori din spate. Dacă ajungea până unde ajungea, îi căuta și îi spormonea. Ca să nu mai spun și de rugăienii, că dacă el era rândă cu care, a spus, ia vezi tu că e unul la fărtice în mărțun acolo, poate scrie și el ceva. Căutător de talente. Că le-a nimerit, că nu le-a nimerit, dar s-a străduit.
Supraveghind de aproape tot ceea ce se publica în paginile revistei, el a reușit să imprime concurpirilor literare o linie fermă pe care a menținut-o tot timpul cât s-a aflat la conducerea ei până în 1895. Uneori, iar după cum bine știm, în contradicții cu opiniile lui Maimescu. Până la urmă, în chestiuni din acestea, de litigiu, rămânea ca lui Negruții. Clar, iar avea dreptate, nu avea dreptate, dar e clar, revista era a lui. Și sunt foarte importante în revistă mărunțișurile acelea de care se ocupa Iacob Negruț, în afară de articole importante, notele redacționale, rubrica de corespondență, acele articolașe bilanțiere la 5 ani, la 10 ani, pe care nu scăpa, orică e de idei sănătoase, serioase, valabile și acum, și ai acolo corpusul și volumul acum ieșit proaspăt și următoarele vor arăta acest lucru, nici vor aduce mai aproape ca să nu mai mergem să căutăm colecțiile de prin biblioteci. În altă ordine de idei, mai zice domnul profesor Mănâncă, susținând rolul covârșitor al frumosului de săvârșire educației, recomandând cultivarea lui pentru câștigarea unei garanții de statornicie morală și stabilitate socială. Combătând cosmopolitismul, și aici dezbatere cu junimiștii, cosmopoliții și ăia care vând fara și tot ce sunt exemple nenumărate că nu erau cosmopoliți, Negruț afirmă necesitatea dezvoltării conștiinței naționale prin îngrijirea izvorului național în literatură și prin culegerea folclorului, cultivarea limbii populare și îndepărtarea neologismelor de prisos, combaterea latinismelor și răspândirea operelor marilor scriitori români din trecut. Până aici despre Negruț și cărbii literare. Mă gândeam ce poți să spui despre Iacob Negruț? Ce mai poți să spui? Ce nu s-a spus? E, cred că am găsit ceva ce nu s-a spus. Activitatea lui din Parlamentul României. Junimiștii au fost parlamentari, cei de sus, în afară de cei mari, Maiorescu, Pepe Caru, Tudor Răsăti, pe care i-a pomenit Casian, ca o discursuri substanțiale, tomuri întregi. Ceilalți au avut intervenții reduse, scurte, la obiect. Și Negruții, și Gante, și Iannov, și Leon Negruții. De predilecție, probleme ieșene. Nu? Au ocazia să militeze pentru soarta Iașului în diversele sale aspecte, nu numai culturale, ci și economice, de toate mâna. Sigur că îi ajuta în intervențiile respective și formația lor, a mai tuturor, de juriști și cu studii în străinătate, și cu vizite dese aici pe acolo, și care știau o sumedenie de lucruri care m-am minunat și eu cât de multe, la cât de multe lucruri se pricepea Iacob Negruț, sigur că n-am să vi le spun pe toate acum, e simt, știți, dar cine vrea îi dau cu fiile să sipească până mine. Noi avem treabă la pătnare, nu? Da. Printre altele, Iacob Negruț știa și ce este pătnare, dacă tot am pomenit. Și am zis cu asta, da? La un moment dat, așa, propune el un amendament la o așa lege unde zicea pentru înlesnirea percepțiunii taxele asupra rachiurilor fabricate prin cazane mobile, pune sau alte oameni, drojdii și tescovină, se vor înlocui, pentru mine vă mărturisesc toate tot aia. Dom'le, e bun așa?
ce te spovine, ce e bun, ce e bun, ce e deci așa se vor înlocui prin o dare anuală de 2 lei pentru fiecare pogon de pruni dat pe rod și 1 leu pentru fiecare pogon de vie dat pe rod. Ce legătură are? Eu, adică Neluțe, propun acest amendament. Aceste taxe nu se vor percepe în localitățile unde nu se fabrică rachiu de pruni și se scovine. Și explică și de ce. Iată, domnilor, de ce am propus acest amendament. În mai toate județele din Moldova, și mai în special în județele din Moldova de sus, precum sunt Botoșani, cu potoriile sale vestite la Cotnar, Dorohoi, în potorii cunoscute de județul Iași și Cuși, unde sunt fie atât de multe, nu există obiceiul de a se fabrica rachiul din descovine și din prune. Încă dacă s-ar vota articolul acesta așa cum este, s-ar înființa un nou impozit concial asupra unui obiect care nu există. Când am propus în secțiunea așa să se scutească viile din aceste județe de acest impozit, fiindcă nu se fabrică rachiul, mi s-a răspuns că n-au decât să se obișnuiască oameni de acolo ca să fabrice rachiul din descovine de acum înainte. Da, nu s-a luat în considerație. Da, sper că adunarea va fi mai dreaptă și nu mai impune viile pentru rachiul care nu se face și nu se vor impune livezii muncitorilor care strâng și o sucă prune pentru toamnă. Da. Bărit în nave. Da, altfel, puțin mai serios. Eu nu știu cât timp avem. Mai ai 5 minute. Dacă 5 minute, trebuie să trec la final. Vreau să trecem la final și după aceea vă mai povestesc dacă ne lasă nealui. Poate una dintre cele mai, nu cea mai, cea mai importantă intervenție a lui Negruții a fost aceea pe care o știți cu toții, legată de pensie pentru Eminescu. Pensie. Pensie. Așa. Și aici am să mă întind puțin, pentru că pentru că îmi place în continuare foarte mult cum a pus el problema. Și cum a știut să o intereseze pe toată lumea. Și cum a găsit formulele exacte care să-l definească pe Eminescu în fața contemporanilor, partea și în fața noastră. Nu este prima, n-a fost prima singura intervenție a lui în acest sens. A mai făcut intervenții în Parlament și pentru alți artiști, dramatici, de exemplu, la care se simțea nevoia unui ajutor. Domnilor, sunt însărcinat din partea unui foarte mare număr de cetățeni din deosebite părți ale țării să depună o petiție pe biroul acelea unei camere, prin care se roagă ca să se acorde un ajutor viajer nenorocitului poet național Mihail Eminescu. Domnilor, precum vă este cunoscut tuturor, Eminescu, unul din talentele noastre poetice cele mai mari, se găsește astăzi lovit de o boală grea și cumplită și în același timp cu cea mai mare sărăcie. Am trecut și n-am accentuat faptul că deja îl numește poet național. Asta se întâmpla în 1188, în 2 martie. Din această cauză, comuna orașului său natal, Botoșan, după îndemnul concetățenilor competitori, înscrisese în bugetul ei o modestă sumă de 100 lei pe lună, cu care se poate veni în ajutor acelui fiu talentat, dar nenorocit al ei. Însă fostul ministru de externe, domnul Radu Mihai, neștiind să... Nu știu cine a fost Radu Mihai, eu n-am auzit așa. Și nici nu știu ce cauza ministrul de externe în afacerea asta, dar atunci, așa, cum se poate de întâmpla orice? Așa, domnul ăsta neștiind sau poate nevoind să priceapă ce însemnătate are un mare talent poetic pentru popor, a șters din bugetul comunei Botoșane cea modestă sumă și o hotărăște comuna ca ajutor pentru Eminescu. Domnilor, odinioară, în vremile trecute, clasele aristocrate veneau ele singure în ajutorul bărbaților de talent sărași sau nenorociți.
Astăzi, însă, societatea democratică trebuie ca noi, camera, care reprezentăm toate clasele sociale, să ne grăbim la sprijin de bărbații de merit ai națiunii. De aceea vă rog, domnilor deputați, să vă uniți toți cu bine și să cerem ca de urgență să se dea o soluție favorabilă acestei petiții. Sunt gata a depune chiar un proiect de lege privind aceasta. Fac apel la toți domnii și iată să vedem noi. Pentru că în această chestiune nu poate să fie vorba nici de majoritate, nici de minoritate. Și în rândurile dumneavoastră vă dau doar cu talent aici. Poeți ca domnii Pruncu și Nemțescu, vă scriitori însemnați ca domnii Gane și Xenopor. La Xenopor nu mai era primist. La dumneavoastră mă adresez ca să fie, nici Gane, ca să fie în ajutorul meu. Fac apel la Banca Ministerială, căci am onoare să număr pe dânsa doi colegi ai mei, membri Academiei Române, pe domnii Sturza și Aurelian. Fac apel la domnul Chițu, membru al Academiei, care ne prezidează astăzi, și la însuși domnul președinte al Academiei, pe care avem fericirea și onoarea de a-l vedea în mijlocul nostru, la domnul Mihai Cocăniceanu, ca să binevoiască, ca să uniți cu mine, ca chiar săptămâna viitoare să, așa. Merg și mai departe și fac apel la toți membrii tineri din această cameră, de la cei cu ideile cele mai înaintate, domnul Vasile Morțun, Partidul Socialist, de reprezentarea țării, până la acel deputat care în discursurile sale a emis ideile cele mai reacționare de un cuart de secol de coace, la domnul Vasile Lasca. Pentru ca cu toții să ne unim și să venim cât mai curând în ajutorul lui Eminescu și sigur că urmarea este se aprobă pensiunea în aceeași lună martie. Ce să mai? Ia să mai așa. Iau, sunteți la curent, sau în curent. Se votase la un moment dat cu o sumă 10 milioane de lei în beneficiu orașului Iași. Au compensații după 66 asta, așa. Pierdut statutul de capitală, s-a tergiversat cu cei 10 milioane de lei niște zeci de ani și... A scris și Eminescu, a scris tot. S-a dat așa, firimituri, adică s-au mai ciupit de aici de acolo, s-au mai făcut câte ceva. La 1882 era o lege pentru modificarea unor dispozițiuni cu legea asta. Cine credeți că avea observații de făcut? Nu era de acord cu banii ăștia? Onorabilul domn Ionescu de Reaș. De opoziție, de opoziție. Da. El tot timpul era cu amendament și nu așa, că zice Comuna Iași să fie obligată să înființeze din venitul acestor 10 milioane o școală tehnică superioară cu un muzeu, cum se găsesc în orașul Lozana, în Svițera. Negruție se aduce aminte tuturor că atunci, în 1866, când s-au votat aceste 10 milioane, s-au votat ca o despăgubire pentru palubele ce au avut Iași și fără ei se impune vreo cheltuială obligatorie. Niciun fel. Da? Și Consiliul Local a hotărât ce să facă cu banii și cum să facă și pe noi e treaba lor cum... Ăsta nu-i de acord, domnul Ionescu, se întreabă Nicuții. Cum se potrivește aceasta cu independența comunilor, despre care foarte adesea vorbește domnul Ionescu? Și ajungem la fond. Domnul Ionescu zice să facem o școală tehnică superioară și să creăm un muzeu industrial. Dar aș întreba pe domnul Ionescu, ce industrie am pune în acel muzeu? Ce fel? Noi nu avem meserii cele de rând și să facem industrie superioară. Să începem iară de sus, am pus o casă de stâlp de lemn și în loc să-i întărim de belia, să-i adăugăm ornamente la fronton, iată formele fără fond și acolo. Și ea continuă cu discursul. Asta e ceva mai amplu. S-a concentrat și a pus multe. Și vă dau detalii. Domnilor,
știți ce meserie ocupa azi românii în orașele țării și în toată Moldova de sus? În tot orașul Iași nu se găsește niciun tapițer român, niciun croitor femeiesc român, niciun ceaprazar, niciun sticlar, niciun bucnar, niciun legător de cărți, nu numai români, dar nici chiar creștini. Un singur cojocar mai este acolo român și doi deja români. De noi ca ea. Iar cea sornicare, argintar, pecetar și alte industrii nu mai există de pe toată. E, asta era situația atunci. La un moment. Ceva mai târziu. Mai mulți domni deputați la onoare au prezentat următoarea propunere. Tot Negruțe o face, el este primul, înseamnă că el a fost inițiatorul, dar semnatarii... Subsemnații propunem ca în bugetul pe anul 1880 să se prevadă și suma necesară pentru înființarea unei școli comerciale în orașul Iași, ceea ce tot altceva. Semnatarii Negruții, Titu Maiorescu, Agarici, Pepe Carp, Cristodulo Cerchez, Vasile Conta, Apadopo Tarimac, Năzdescu, așa mai departe. Ce zice aici? Sunt domnilor școli comerciale înființate în București, Galați și nu de mult timp și în Craiova. Dacă sunt bine informați, școala comercială de București, bună în toate privințele, merită lauze și în privința frecventării. Aceea din Galați însă are o frecventare foarte slabă, pentru că în partea de sus a țării, de dincolo de Milcov, nu există nicio școală comercială. Cred că dumneavoastră sunteți informați că în județele Moldovei de sus, negoțul național dispare din zi în zi. Și puținii comercianți români care mai sunt azi vor dispare în curând, pentru că nu au posibilitatea de a găsi contabili care să le țină registrele și corespondența, să le facă inventarele și în genere să ceapă la contabilitatea comercială după regulile științei de azi. Chiar comercianții străini sunt siliți a trimite copiii lor pe la școli din străinătate, ceea ce face ca comerțul nostru să piardă caracterul național pe fiecare zi, ceea ce de la acum început. Am pomenit un mănâncă cu caracterul național. Mi se pare că a venit momentul să ne ocupăm mai mult de învățământul practic și real. Avem în Iași universități, școli de bele arte, de muzică, școală militare, gimnazii, licee naționale. Avem pentru învățământul clasic și foarte bune instituții private, dar în ramura învățământului real avem decât o școală de meserii, înființată și aceea de comună, fără subvențiune din partea statului. Și proletariatul inteligent crește mereu ca atare și mai dai exemple și mai dai exemple. Câte povești ne spun? Dacă ajunge, trebuie să mai... Dar nu mai citesc. Dacă vreau să citesc, că nu mai am las, că nu dai mic, atunci în pahar cu... Se prinde lipsul. Îi spun permanent că... Mai, dați o sigur de apă, că... Nu, 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 Amegeți, una din ele e cu apă, sigur. Dar e țuică. Așa, hai la capi. Să ne venim la lucruri serioase. Mai are o intervenție foarte interesantă și importantă în Parlament. De undeva s-a potrivit și în ziua de astăzi. Are un discurs din care rezultă că în toată România de atunci nu mai existau decât doi cunoscători de limba slavonă veche, așa îi zice el. Șase. Unul fiind Papadopo Calimac și celălalt fiind Pașdău. Și zice, la Petersburg există un profesor de română, un românist care se ocupă de chestiuni de română. Și noi nu avem la nicio facultate, nicăieri, studiul ăsta. E limba istoriei noastre. Trebuie să fie înfată. Trebuie să ne creștem urmași. A rămas ca întreb. Că în fond, cine trebuie istorie, ca să venim și la ziua de astăzi, și ce ne trebuie limba noastră și așa mai departe. Legat de aspectul ăsta, și pentru că l-am pomenit pe Hașdău,
O altă dezbatere, la un moment dat, o persoană, un salariu, da? Și aia cumul de funcții. Da, zice, dar aici trebuie să mai gândim puțin, formulăm sau o excepție sau așa, ce facem cu domnul Hajdă? Care este singurul care se pricepe la limba slavonă veche, da? Pe cine punem directorul Arhivelor Statului? Că el e cel mai. Îl luăm de la profesorat? Nici asta. Deci ăsta trebuie să fie în două locuri. La fel, Tocilescu și Podobescu. Păi ei se ocupă teoretic la facultate, practic la muzeu de antichități, de la Comisie și așa mai departe. Dar chestiuni din acestea. Bine, se ocupă și de situația medicilor comunale. Cine se plătească? Nu se plătească. Posibil local care nu știe ce și putare. Cine se vedea zile libere și așa mai departe. Foarte diversificată paletă de locuri. Aceștia sunt niște ai noștri care știu că și pe de un altă. Vă mulțumesc! Este lesitor de la Sulicăra și credeți că este chiar lui Sulicăra foarte bun. Așa voi rămâne și eu. Înainte de a trece la următorul coloc, dacă ați observat în program, era pregătit lansarea Corpusului de Texte Ilustrative. Noi, în edițiile anterioare, am avut la atenție de fiecare dată câte unul din cei care au produs diversele serii de revistă de interne. Am discutat despre Simeon de Evit, am discutat despre Țigara Cea Vulcași, despre Coluciu, despre Cornelius Sturzu. Anul s-a văzut că am discutat despre Iacob Micuție, anul că revista va avea 150 de ani. Vom discuta la un bal despre Titu Maiorescu. Vom avea un coloc dedicat special de Titu Maiorescu. Tot cu vederea celor 150 de ani de la Paiția Primului Număr, am inițiat publicarea unui corpus de texte ilustrative. Prima fază, pe 2008, când am gândit la Maiorata să facem un corpus de texte ilustrative și cu istoria mică și cu istoria recentă. Am renunțat la istoria recentă dintr-un motiv foarte simplu, pentru că sunt destui care sunt în viață și ar putea să spună că nu convine când ai băgat sau vreau și câți bani și mai mult când avem. Deci am rămas cu istoria veche a revistei, adică de la 1867 până la 1944. Când va fi interzisă prin ocuparea țării de către albatele sovietice, fiind considerată ca o revistă reacționară de regimul de democrație populară. Abia așa, deci ea apare, până atunci va fi la Iași publicat 49 Iași în nou, după Iași literar, care se va transforma în 7-10 mai în Comorbii Literare. Deci, cumva, revista Comorbii Literare a avut trei mari hiatusuri, să spun așa. Unul a fost în timpul primului război mondial, când București a fost ocupat de armata germană. Al doilea a fost când a fost ocupat de armata sovietică. Iar al doilea a fost imediat după Revoluție, când cei care au preluat revoluționarul revista n-au vrut să o fac la capăt, că au îngropat revista și abia în decembrie 95, acolo conducerea a preluat revista și cred de voi că a dus-o la poziția care e și cu mine, revista. Deci am hotărât să publicăm acest corpus de texte ilustrative care argumentează preocupările celor care publicau comorbii ideale în speța juriviștilor, dar și a celor care continuă pe juriviști, intereselor pentru viața în totalitate ei, viața socială a României, și literară, și politică, și socială, și economică, și științifică, etc.
Primul volum a fost grijit de colegul ăsta, Florel Pataș. Acum vor desea un simic prezid, două vite și așa mai departe. Dar acum discutăm de datele care sunt aici de față. Deci e Florel Pataș a selectat textele din primul volum. A încercat să, din perioada 1867-1900, încercând să dea, să vă citesc titlul capitolului și să vă dați seama ce și-a propus, să prezinte un preambul juridist, cum a adevărat Julibea și cum și-a impus punctul de vedere. După aia, moștenirea lui Bărescu, care se dează Visir, Iorga, Jay Bogdan, Leonardescu, Filipine, Dragomirescu, Negulescu, mă rog, dar, și așa mai departe. Cine ce parcurge acest volum va înțelege cam ce urmăreau juriniștii la încă din primii ani ai activităților la revista Culori Literare. Al doilea volum se va ocupa și va face selecția Lucea Plagă, colegul nostru de relație. Vă voi citi doamne care sunt titlul capitolelor, canonul literar românesc, tradiție și învoire, educație. Al doilea capitol, cultura, memorie, istoriografie. Al treilea, independența și unitatea românilor. Al patrulea, lege, economie și societate, modernizarea României. Al cincilea, cultura la zi, cronici, polemici, notițe. Și ultimul capitol, filozofia istoriei și a culturii. Deci acoperă din 10 ani, această parte a doua, primii 10 ani din revista Culori Literare. De parte de colegi Plume și de așa, la două volume s-au ocupat de acolo atenția textelor și atenția la zi, din punct de vedere autografic, s-au ocupat colegul nostru Liviu Papuc. Primul volum a avut o prefață, la fel de textul introductiv pe care l-au scris eu, a avut o prefață semnată de Antonio Pataș, iar al doilea normal a avut o prefață semnată de Mircea Clapă. Textul, vă citesc numai titlul, Comandii Literare, seria clasică, manual de construit o țară. Asta au făcut comandiiște. Și cred că au reușit, profit, dar cei 150 de ani de apariția revistei, să avem cele 16 volume din corpus tipăite. Cu ajutorul primăriei, sperăm că avem sumele necesare, pentru că, vă dați seama, nu sunt foarte mult, să desfacem și în felul ăsta va fi o foarte bună cale de documentare pentru toți cei care vor să întreagă ce s-a întâmplat și ce a făcut revista Culori Literare și Juriul și general pentru România. Următorul colocul este distribuit la acest. Dacă vreți intervenții o fiind despre... Să de construit o țară, zice Iacob Negruțiu la un moment dat. Zice, acestea se vor dezbate pe capitole, pe paragrafe, lege și nu știu ce. Mă tem numai ca nu cumva din câteva din aceste paragrafe să reiasă iarăși acel parfum pe care l-am observat și cu altă ocazie. Un parfum pe care l-aș putea califica de bizantin și care nu este produsul țării noastre. Ce a plutit pe deasupra valurilor din Orient și a dovedit astfel mai mult pe fidia caracteristică a unilor. Deci era asta unitate de gândire la juniști. Spuneam că în partea a doua vom vorbi despre Luiu Zalcărescu, prostul diplozator, cel care a scris Viața la țară, care s-a ocupat de leamul Cobăneștilor. O să rugăm... Da. Emanuel, unde este? Emanuela. Trebuie o bine cu lumea. Liza, stai aici? Nu pleca. Am reduc să mă îndumătățesc din lege. Lasă-mă.
Da. Despre domnul Dabrescu, vom vorbi la Lea Ilie și cu altele patea. Și rugăm lui Emanuela Ilie să ne 10-15 minute, numai. Nu știu dacă eu să puțin la scenografie, da, ca eu să iau ultimul cuvânt, pentru că... Ultimul cuvânt de plină, totdeauna. Pentru că eu vreau să vă vorbesc doar câteva minute despre corespondența lui Liviu Zamperescu. Prin, mă rog, făcând analogie cu opera de proză, despre care trebuia să vorbească un profesor Nicolae Crețu. Îl așteptăm cu... Nu așteptăm, noi la orușcă și în jumătate îmi simte la urmă. Așa la acolo. 12 minute. Cap pe la 12 minute. Da. O să găsească sala. Argumentele sunt cât se poate de clare. De ce corespondența? În primul rând, pentru că la fel ca unii dintre cei mai bune exegeți ai operei lui Petruiu Zamperescu și eu cred că scrisorile, deopotrivă cele de tinerețe, cât și cele de maturitate, reprezintă partea cea mai durabilă, mai rezistentă astăzi, se pot citi cu atât de multă plăcere, scrisorile și nu integrala prozei și nu poezia și poate mai puțin dramaturgia. Apoi, pentru că mă interesează de ceva vreme acea parte a genului biograficului în care omul, de dincolo de nume, își relevă personalitatea, fibra intimă a personalității, a caracterului, cum o spune chiar el. A doua dată, a treia sau a patra dată, nu știu mai știu dacă am numit, mă interesează în mod special corespondența, pentru că în ea Liviu Zamperescu realizează un fel de dublet al prozei, în mod special, al operei literare, dar în mod special al prozei de ficțiune. Gusturile artistice, concepțiile scriitorului în materie de cultură, de societate, politică, în fine, celelalte scrisori care mă interesează încă și mai mult scot la iveală diferitele stadii ale operei, condensează poetica, sublimează diferitele etape biografice cu marile lor drame, dar și cu micile frământări, nu numai pe semn erotic, ci și alte cunoscute de altfel, de la povestea de dragoste pentru Eliza Ioanid, care e relevată parțial și într-o parte a prozei și într-o parte a poeziei, dar cel mai bine este ilustrată în scrisorile către Duil Ioanid. Da? După aceea, dușmăniile politice, cele culturale, felul în care a putut să trăiască Duil Zamperescu exilul roman, dacă e, ne e permis să-l numim exil, sau felul în care mirosea de la distanță ceea ce îl numea parfumul țării. Parțial a fost editată în mai multe rânduri corespondența, avem o ediție din 37, Duil Zamperescu și Titu Maiorescu în scrisor, 1884-1913, avem după aceea, cu, deci îngrijită și prefațată de Emanuel Bucuța, avem după aceea scrisorile inedite, îngrijite și introduse de cu introducerea lui Alu Sândulescu în 67, din nou cele mai frumoase scrisori grijite și prefațate de Alu Sândulescu. Pe bună dreptate, Mihai Zamfir, în scurtă istorie, consideră că cea mai rezistentă parte a corespondenței, aceasta la rândul ei de, o vede drept cea mai consistentă și mai durabilă parte a întregului scris al lui Zamfirescu, este reprezentată de scrisorile din prima tinerețe, cele adresate lui Duil Ioanid, sau Mărgăritei Miller Verdi, Mamițica, Elena, de fapt, am Mărgărita, Mărgărița, Mamițica, tot așa, da, o numește, așa cum pe Duil Ioanid îl numește Cocobus Dragă. Bun, sunt foarte multe formule interesante pe care foarte multe formule memorabile apreciază și Mihai Zamfir, în materie de convenție epistolară.
Primii și cei mai fideli confidenți sunt cei doi pe care i-am numit și față de ei, Viru Zanfirescu, spre deosebire de corespondența cu Viru Zanfirescu sau cu Iacob Negruții, este mult mai onest. E vorba oricum de niște scrisori trimise din localități precum Hârșova sau Cugoviște, unde Viru Zanfirescu ajunge cu diferite da, ca judecător, magistrat, în fine, are 20 ceva de ani, detestă lumea juridică, o și numește reputul societății românești la un moment dat într-o scrisoare. Are însă iluzii foarte mari, iluzia să devină un mare romancier și un mare poet. Și dincolo de episoadele, mai mult sau mai puțin tulburate, al vieții sale intime, în mod special, cum spuneam, relația cu Eliza, de care află la un moment dat că s-a căsătorit și este devastat, vorbește inclusiv de un posibil suicid, de un final de viață, de un final de destin, înainte ca acesta să înceapă. Dincolo de toate acestea spuneam, încă din aceste scrisori este foarte vizibilă dorința lui Duiru Zanfirescu de a deveni un scriitor care să-și lase amprenta asupra întregii culturi române. La un moment dat vorbește despre imposibilitatea de a deveni scriitor din cauza suferințelor erotice. Îți voi scrie tot ce voi încerca în această luptă cu inima mea, îi spune lui Duiu. Știi tu că în mine poetul a murit? Nu știu de ce mi se spune că nu voi mai putea scrie nimic. Ar trebui tocmai din contra să stric, să țip, să plâng prin fraze. Încearcă să dea odată cu primele scrisori ceea ce el numește o catagrafie generală a gândurilor mele. Ceea ce pentru el înseamnă o notație zilnică a câte unei stări de spirit, dar și notații de lectură, dă de seama asupra vieții intime, asupra vieții provinciale, desenează tot felul de schițe, de pasteluri, care sunt de fapt bruioanele nuvelelor și romanelor de mai târziu. Dar iată, dincolo de toate, de vise și visuri, în sfârșit, are o rolie de scriitor care se știe talentat și care se visează celebru. Ah, eu, cel care sunt setos de glorie, se descrie într-o parte. În altă parte, îți mărturisesc ca momente de o furioasă dorință de a deveni celebru. Ele trec însă ca niște gânduri străine, îndată ce mi-aduc aminte de tristul glas al inimii mele. Iarăși, într-o scrisoare, tot către Duiru Ioanin, astăzi m-a apucat o nouă furie de a lucra ceva mare, frumos, consistent. Paginile mele sunt destinate a închide întrânsele toate senzațiunile și impresiunile trecătoare ale unui mare sentiment. Să nu cauți în ele nici literatură, nici calcul, nici sofisme. Se plânge de o mare singurătate, de neputință de a se adapta într-o viață de provincie mizeră. Scrisoarea în care se exprimă exact în acest mod e trimisă din Hârșova, dar și cele trimise din Târgoviște sau din alte spații vădesc aceeași neputință de adaptare. Se visează scriitor și va ajunge un mare scriitor, deși vorba aceluiași Mihai Zanfir s-ar putea să fie vorba de o supralicitare. E în cealaltă parte a corespondenței sale, în cea de maturitate, trimisă în mod special lui Titu Maiorescu și lui Iacob Negruții, dar nu numai, Iacob Negruții, da? Este acolo proiectul grandios al unui scriitor care nu ezită să își încifreze, să își descifreze în textele epistolare un proiect romanesc pe care o profesie de credință și un proiect romanesc pe care îl crede ajunge la un moment dat să creadă chiar suferelul lui Tolstoi. Se știe polemica, se știe atitudinea lui Viru Zanfirescu în privința prozei inferioare din perspectiva lui, a lui Ioan Slavici sau a lui Ile Caragiale. În contrapartidă,
crede că un mare roman ar trebui să se ocupe de, citez dintr-o scrisoare, viața actuală. Trebuie să conțină apropiere de lume vie. În schimb, multă serenitate sufletească, fel de visuri și de planuri, Adormir Grâbu, proiecte de romanuri a căror pânză se desfășoară întreagă. Le are încă din 1892, când trimite acest rândul lui Titu Maiorescu sau în aceeași perioadă lui Iacob Negruzi. Am satisfacția de a lucra la un roman început de mult, care mă sustrage în sfârșit mediului. Am foarte multe pasaje din scrisorile sale de maturitate către Titu Maiorescu, dar mă gândesc numai la câteva, pentru că deja timpul mi se apropie de sfârșit. Iată profesia de credință exprimată în termen fără echivoc. A idealiza lumea reală, creând tipuri vii și posibile, mi se pare scopul cel mai înalt al artei. Scrisoare către Simeon Mehedin Zafile, 1905. Sau o altă scrisoare din noiembrie 1911. A crea o literatură națională care să păstreze ceea ce este specific românesc, limba românului și sufletul eroilor, și a pune totodată în legătură cu ceea ce este omenesc și deci etern. În sfârșit, a scris un fragment într-o scrisoare trimisă lui Maiorescu în mai 1902. Eu s-o vedesc că a venit vremea să lăsăm dulcegările artificiale ale țăranilor amorezați și blegi, și să facem oameni vii în literatură, dacă se poate români voinici și cinstiți, dacă nu vițioși sau sceptici, dar vii, cu voință și mușchi. În ce măsură a reușit să ilustreze asemenea tipul de țărani cu voință și mușchi, probabil ne va clarifica de voastră. Eu fi linge aia tot. Mulțumesc, plăcerea tare că am întârziat, de fapt, știam că începe la ora aceasta, am avut ore. Aș începe prin a evoca cu omagiu figura profesorului care ne-a introdus în timpul anilor de studenție în ceea ce înseamnă lectura mai aprofundată a prozatorului lui Iuzan Filescu și anume domnul profesor Dan Mănuncă, alături de care am făcut câteva cursuri și seminarii dedicate acestui mare apropiat al convertirilor literare și juninii și față de care am câteva amintiri foarte frumoase legate de aceștia. Eu o să încerc să schițez foarte, foarte în linii mari câteva posibile influențe pe care le-a dobândit lui Iuzan Filescu atât în proza lui cât și în poezia pe care unii critici au numit-o a efuziunilor de tinerețe, dar pe care, dacă o citim astăzi, vedem că nu e neapărat așa. Lui Iuzan Filescu este așadar un autor complet care debutează prin a scrie poezii, unele dintre ele îndatorate foarte mult modelului preromantic, sentimentalist, model pe care îl importă, să spunem așa, din literatura franceză. Figura lui astăzi se conturează dincolo de filonul realist al prozei și ca o figură a unui intelectual preocupat de idealurile clasice în literatură, de funcția predominantă a esteticului, de unde și apropierea sa foarte profundă de Titu Maiorescu, lucru care se vede, aș spune, și în poeziile pe care le scrie în perioada în care el se află la Roma, poezii care stau sub semnul modelului romantic francez. Și dacă stăm să ne gândim puțin la ceea ce definește romantismul francez în comparație cu arborele romantismului european, care în fond rămâne până la urmă de proveniență germanică, aș spune că lui Iuzan Filescu îi place foarte mult acel amestec de melancolie și credință, care este specific poeziei lui Lamartine, de pildă, melancoliilor lui Lamartine, sau mai târziu poeziei lui Victor Hugo sau Alfred de Musset. Din acești poeți cu precădere se inspiră lui Iuzan Filescu, împrumutând icoane precum, metafore, da? Precum icoană caldă a nemângâierii, care mi se pare o formulă demnă de a fi reținută.
Ulterior, în romane, ceea ce trece din acest filon romantic foarte plin de brioșie, de gingășie, dar și de metafizic, este portretul feminin. Da? Și bănesc că a vorbit doamna Emanuela Ilie aici și despre îmbrioșătoarele portrete pe care le întâlnim, de pildă, în cazul Sașei Cumănișteanu din Viața la Țară, unde femeia este cumva văzută cu această undă foarte frumoasă de gingășie, de duioșie, cu o durere sufletească, cu un zbucin interior, care sunt specifice modului de creionare romantic. Femeia icoană, femeia care are întotdeauna un cuvânt bun de spus aproapelui ei, femeia care construiește și care, în egală măsură, îl construiește pe celălalt. Există deopotrivă influențe din literatura realistă, evident. Ce citește Duil Zamfirescu în această perioadă și informațiile le găsim, printre altele, și în dicționarul general al literaturii române, care este un foarte bun instrument de lucru pus la dispoziția noastră de Academia Română Filiala Iași, citește foarte multă literatură rusă, este în special interesat de tipul de problematizare specific lui Lev Tolstoi, da? Și în romanul În Război chiar împrumută, evident, anumite trăsături ideatice și formale din capodopera lui Tolstoi, Război și Pace. Scrie despre Tolstoi, scrie a plecat, scrie eseistic, are un proiect să facă o carte despre Tolstoi pe care însă nu o încheie, dar îi dedică pagini de publicistică și lui Dostoievski, de unde vedem că interesul său se canalizează într-o, să spunem așa, într-o dubletă organică a prozei. Pe de o parte, cadrul, peisajul, care este foarte important la Tolstoi și care aglutinează elemente romantice, omul fiind fixat în natură, în care descoperă o poartă de scăpare, dacă vreți, din frământările zilnice, dar și analiza psihologică, fără a deveni, așa cum devine la romancierii moderni, psihanaliză, împrumutată pe undeva și de la Dostoievski. Aș spune că dacă în poezie Duil Zamfirescu împrumută modele franceze, în proză, cel care deține supremația este modelul rus. Nu întâlnim, poate cu ușoare excepții, l-am putea apropia din anumite trăsături de Condei pe Duil Zamfirescu de Flaubert, dar în niciun caz nu este un balzacian Duil Zamfirescu. Deci cel mai mare model, dacă vreți, al prozii realiste din acest secol al XIX-lea, nu invadează teritoriul autorului apropiat convorbirilor. Îndrăznesc să afirm și o ipoteză de care să mă ocup în continuare, pentru că am descoperit-o în poezii, are foarte multe titluri care se apleacă către aceste momente ale care sunt specifice finalului de secol și începutului de secol, către momentele crepuscului. Și știm cu toții că în Italia, în perioada în care Duil Zamfirescu este secretar de redacție la Roma și care este o perioadă foarte mare, din 1888 până în 1906, cu două scurte excepții, când îl găsim la Atena și la Bruxelles, așadar avea mediul propice ca să poată citi ceea ce era foarte la modă atunci în lirica italiană, și anume crepuscularismul. Fără să fie, să zicem, neapărat numit cu acest termen, care în termen al secolului 20, pe care îl consacră poeții futuriști, de fapt, și se autolegitimează pornind de la el, autorii crepusculari sunt o specie aparte de poeți. Aș risca să spun că ei sunt, de fapt, specifici fiecărui final de secol și începutului de secol următor, pentru că trăiesc la propriu cu un picior într-un secol și unul în celălalt. Pe de o parte, în lirica lor o să întâlnim această prezență spectrală a morții și amenințarea morții, dar și o anumită frenezie vitalistă care sublinează moartea în cele mai fericite cazuri. La fel,
Sunt poeți foarte interesați de formă, de aspectul estetic al textului și asta o să putem citi fără doar și poate în lirica lui Duiliu Zanfirescu, unde interesul pentru formă este la un moment dat chiar excesiv. Cultivă versul și Alexandrin la un moment dat, da? Îi place foarte mult și citește literatura antichității greco-latine, importă pe acest teren foarte fertil multe idei, este interesat de prozodie, de versificație, de poetica formelor. Nu întâmplător, poate cea mai frecventată specie la Duiliu Zanfirescu este sonetul, cu ambele variante, și cea britanică și cea italiană. Un poet crepuscular. Multe titluri ne fac să ne gândim la acest lucru. Amur, noapte de mai, noapte de toamnă, peisaj lunar, da? Iată, peisaj lunar, dar nu este eminescian Duiliu Zanfirescu, ci este crepuscular. Cu această, să spunem, nostalgie a originilor despre care vorbește Mircea Eliade și care, în cazul său, are o coloratură anume, cum știm din biografia lui, care este relativ tumultoasă. În fond, toată literatura lui Duiliu Zanfirescu este scrisă, nu toată, dar majoritatea operelor lui, sunt scrise în perioada în care el nu este în țară. Sunt publicate în convorbiri literare și după aceea în volum. Deci este, literatura lui este o literatură a unui quasi-exilat, căruia este dor de țară și de, cum spuneați foarte frumos ieri, de patria noastră, care este limba română. Dar e un exilat crepuscular, asta și din pricina condiției lui, care se află în declin în acea perioadă, iar Duiliu Zanfirescu resimte acest declin al marii boierii pe care o deplânge în textele sale. Însă eu cred că este vorba, nu așa cum s-a spus întotdeauna, de partidul său politic, ci și de sentimentul propriu al acestui autor, că face parte dintr-o boierime a spiritului, în care, până la urmă, sunt puțini aleși să rămână. Eu aș risca să spun că Duiliu Zanfirescu trebuie reinterpretat astăzi și prin prisma operei sale, care este mult mai vastă decât ciclul Comăneștenilor. Este și un foarte bun novelist, un autor de fiziologii, iarăși fiziologia, o specie a joliniștilor în literatura română. Nu prea o mai găsim după aceea la alți autori, cu filiații, să spunem, și de alt tip, în moftul lui Caragiale, de pildă, da? Deci sunt creatori de momente unice, joliniștii. Și Duiliu Zanfirescu reușește acest lucru și în poezie. Cred că e nevoie de o carte serioasă despre poezia marilor prozatori juliniști. Fiindcă știm cu toții că și Caragiale, da, mă rog, dramaturg și prozator, și Caragiale a scris poezie. Deci cumva trebuie lărgit unghiul în care acești prozatori sunt vizibili astăzi pentru publicul tânăr. Pentru că am constatat asta la ore, atunci când le vorbești studenților despre un mare romancier și le descrii mai întâi poeziile lui, devin mult mai interesați de subiect și pătrund altfel, pornind de la biografie înspre lectura textelor. Pledoaria mea era așadar una către un portret al omului total, un diplomat, da, care după încheierea facultății de drept, avem un moment emoțional. Repede. Un diplomat care iubește foarte mult și copiii. Să știți că în lirica lui o să găsiți foarte multe texte dedicate copiilor, care pot să funcționeze foarte bine și ca tot atâtea cântece de leagă, da? Un părinte bărbat care cântă cântece de leagă ca și cum ar fi mamă. Deci este foarte multă duioșie în această literatură pe care o scrie pentru copiii săi, pentru cei trei copii, pe filon folcloric, preluând foarte mult din literatura populară despre care în alte situații vorbește nu neapărat într-un mod laudativ, da?
Dar idealul acela clasic al formei perfecte care îl pasionează și pe Vili Zanfirescu nu eludează interesul pentru folclor. Avem și interes pentru folclor în lirica lui și în proza lui, iar opera sa poate fi astăzi definită ca un tot unitar în care rețelele de semne și semnificațiile acestora sunt complementare și trebuie gândite la o altă. Mulțumesc! Mulțumesc, Lidia, am făcut eu pe-am pune partea așa. Mă rog și domnilor, acum la sfârșit promit să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră. Vreau doar să închei, să rămânjesc portretul pe care colegii mei au făcut cu Vili Zanfirescu. Un spirit junimist, înclinat către junimism, în primul rând prin temperament. Vili Zanfirescu a lăsat contemporanilor impresia unui aristocrat, deși această impresie a fost interpretată și în sens negativ de unii, ca expresie, nu-i așa, a unor mofturi care nu aveau acoperire în realitate. Interesant e cum s-au raportat la acest scriitor cei doi mari critici ai noștri interperici, Eugen Lovinescu și George Călinescu. Lovinescu, din inclinație temperamentală, evident că îl aprecia foarte mult pe Vili Zanfirescu, îl considera scriitorul nostru clasic prin excelență. De ce? Pentru că Vili Zanfirescu a întruchipat și prin biografia sa, prin existența sa, idealul clasic al omului. A fost un fiind diplomat, un om de o politețe desăvârșită, care, evident, așa cum a spus colega mea, Emanuela Ilie, la început, în corespondența cu Maiorescu, de fapt încearcă să rezoneze cu magistrul său, cu Maiorescu, da? Modelul cel mai important pe care l-a avut Vili Zanfirescu în viață a fost Titu Maiorescu, personalitatea olimpiană a magistrului junimist. Lovinescu, repet, spunea că Vili Zanfirescu este un clasic prin stil, în primul rând. Că opera sa este de o desăvârșită politețe, de o rigoare a formei pe care nu o întâlnim la ceilalți scriitori. Adică o întâlnim la juniniști, de factură juninistă, asta vrea să spună Eugen Lovinescu. Călinescu, în schimb, îl sancționează, tot din lipsă de afinitate temperamentală, aș zice. Pentru că e clar, portretul pe care îl face în istorie este unul cât se poate de răuvoitor. Ca să vă dau doar câteva exemple. Da? Aristocratismul acesta pe care Duilu le-a afișat. Anticipând, nu știu, și un alt personaj din literatura română despre care s-a scris mult în ultimul timp, îl anticipează, zic eu, pe Matei Caragiale, da? Aceeași morgă aristocratică, aceeași dorință de a-și mistifica chiar biografia, mai cu seamă în a doua parte a vieții, că și Vili Zanfirescu și-a inventat un arbore genealogic fantezist, se credea descendentul unor împărați bizantini, unui Ioan Lascaris al IV-lea, da? Care fusese împărat la Nicea în 1259, parcă, dacă nu așa cum. În fine, ideea este că Vili Zanfirescu este un personaj, întruchipează, spune Eugen Lovinescu, idealul omului clasic. Evident că George Călinescu interpretează în sens negativ toate afirmațiile pe care Eugen Lovinescu le-a făcut legate de personalitatea și opera lui Vili Zanfirescu. Epistolarul său, evident că atrage mai cu seamă luarea aminte astăzi, pentru că într-adevăr, în corespondență, Vili Zanfirescu este foarte modern. Scrisorile lui se citesc astăzi cu mare interes. Îl vedem preocupat de tot ce înseamnă arta vremii sale, literatura. El rezonează, de fapt, cu estetica decadenților. Îl citea pe D'Annunzio, pe Fogazzaro, îi citea pe Carducci. Deci, este un spirit și în literatura lui, este evidentă și această tendință estetizant decadentă, specifică bele epocului, da? Livia vorbea despre crepuscularism. Într-adevăr, putem vorbi la Vili Zanfirescu de un crepuscularism, dar acest crepuscularism a fost
redescoperii de criticii din generația mea, zic eu, de Angelo Mitkevici, de Paul Cernat, în literatura Ionel Teodoreanu. În, așa zisul, moldovenism, despre care scria și Ibrăileanu în Spiritul Critic în Cultura Românească. Moldovenismul este, de fapt, într-un tipare acestui crepuscularism, acestei predispoziții către melancolie, către distrare, în fine. Or, lucrul acesta se vede și în, nu doar în poezia, ci și în romanul lui, în proza lui Biruzan Tărescu. Pentru că în școală el este studiat cu Viața la țară. Viața la țară însă este, nu, doar primul din ciclul romanesc, care mai conține și celelalte cărți, la care s-a făcut trimitere aici, Tănase Scapio, În război, îndreptăreană. Prin ce? Viața la țară. Ce fel de roman este Viața la țară? Un roman, să spunem așa, rural, ca tematică? Păi nu, pentru că personajele de acolo sunt mai degrabă niște spirite estetizante, nu? Care caută la țară, cum să spun, caută un fel de relaxare la țară. Sunt niște citadini care se relaxează la țară, da? E mai degrabă un roman care anticipează medelenii lui Teodoreanu. Nu întâmplător, Garabeti Preileanu găsea că Dilu Zanfidescu este un precursor și pentru ceea ce va face el în Adela, da? Un creator de tipuri feminine, cum s-a spus pe bună dreptate, Sașa Comăneșteanu, personaj memorabil, și în Adela Ibrăileanu încearcă să surprindă ceva din delicatețea aceasta a feminității surprinsă, extrem de nuanțată în roman. A scris însă foarte mult și pentru că titlul prologului este Liviu Zanfirescu și Junina, ar vrea să punctez acum câteva aspecte ale din biografia sa legate de legătură pe care le-a avut cu Junina. El a fost respins la prologii literare, cu poezie, a trimis poezii, dar nu a fost publicat, da? Secretarul General de Reația Bobneluții le considera lipsite de valoare. Și a debutat unde credeți? În Ghimpele. Da? În Ghimpele, acolo unde scria și Caragiale, adversarul său, pentru că, vedeți dumneavoastră, așa cum Lovinescu se regăsea pe sine în personalitatea lui Dulu Zanfirescu, Călinescu, din potrivă, rezona cu personalitatea lui Caragiale. Da? Călinescu spunea despre Dulu Zanfirescu că este un filistin lins. Eticheta aparține lui Călinescu, formularea. Care încearcă doar să execute eticheta lumii care vrea să intre, fără a fi un aristocrat veritat. Dar noi știm că, nu, George Călinescu spusese același lucru despre Maiorescu. Că nu e un aristocrat, ci un terian ardelean, nu, un parvenit, da, care e prea rigid în respectarea aceasta a etichetei, a protocolului. Ori rigiditatea asta trădează, de fapt, originea ignobilă, nu? Nici de cum aristocratismul. Aristocratul e mai lejer în raport cu eticheta și protocolul. Ei, Călinescu, iată, Călinescu, care știm, pe de altă parte, nu, că era un mim, un bufon de geniu, cum s-a spus, evident că rezona cu personalitatea lui Caragiale, la fel. Excepțional din acest punct de vedere. Revenind însă la raporturile cu Junina, după ce publică în Ghimpele, Duiliu Zanfirescu a avut o activitate foarte interesantă de gazetar, de foietonist, în România Liberă. Și tot atunci se împrietenește cu de la Vrancea Vlahuță, cu scritorii din generația sa, patronați de Mamițica, da, de Elena Miller-Verghi, și apoi a fost primit cu brațele deschise de Macedonski, la Liberatorul. Macedonski, lucrul acesta fiind cunoscut, fiind un adversar al Juninii. Și prima, putem spune că prima consacrare a lui Eugen, a lui Iuliu Zanfirescu ca scriitor, se datorează eforturilor sau textelor laudative ale lui Alexandru Macedonski, care publică în Liberatorul un curs de analiză critică, în care spune nici mai mult, nici mai puțin că prin poemele publicate acolo în Literatorul, Duiliu Zanfirescu se afirmă ca poet într-un mod strălucit și că, asta zice Macedonski atunci, bucuros că are un asemenea scriitor din cenacul său, că Duiliu Zanfirescu l-a inspirat chiar pe el în ciclul acesta al nopților pe care le elabora în acea perioadă în Macedonski. La foarte scurt timp însă,
Vigus a crezut că se reorientează. Juriniștii ajung la putere prin înțelegerea cunoscută pe care o fac cu Ioan cel Brătianu. Peter Karp, ministrul de externe, îl va numi pe Vigus Zanfrescu, secretar de legație la Roma. Timp de 20 de ani aproape, cam atât durează perioada, cam atâta, în acești cam două decenii, Vigus Zanfrescu întreține raporturi cât se poate de cordiale cu juniniștii, iar corespondența cu Maiorescu trădează sau reflectă delicatețea sufletească a discipolului. Maiorescu fiind un spirit vindicativ, nu accepta ca ordinele sale sau în fine, părerile lui să fie tratează exemplu. Ce observăm? Că Vigus Zanfrescu în acești ani, când a publicat la convorbiri literare, la convorbiri literare a avut viața la țară, da? Apropo de istorie, da? Viața la țară. Dar, pentru că s-a vorbit de folclor, după 1900, treptat, Vigus Zanfrescu nu se reorientează, dar începe să publice și în alte reviste ostile convorbirilor. În jurul lui 1900, convorbirile, trebuie să recunoaștem asta, nu mai era o revistă cu priză la actualitatea literară. Devenise o revistă academizantă, unde se publicau mai mult studii academice, istorice, mai ales sub conducerea lui Ion Bogdan și apoi a lui Simeon Hetinț, tinerii nu se mai regăseau acolo, în revista Concordivilor. Și s-au grupat în jurul altor publicații. Cea mai interesantă din epocă era Literatură și Artă Română. O publicație la care scriau Nicolae Petrașcu, Bolănescu Ascanio și ceilalți din tineri importanți din generația lui Zanfrescu. Lucrul acesta, vă dați seama, a fost în măsură să-l supere pe magistru, pe Titu Maiorescu, dar ceea ce a stârnit cu adevărat supărarea sa și a produs structura dintre cei doi, a fost discursul de recepție al lui Vigus Zanfrescu, rostit la Academia Română în 1909 și care se intitulează chiar Poporanismul în literatură. Ideile pe care le susținea Vigus Zanfrescu acolo contraziceau teoria maiorescuiană, formulată încă din anii 1867-1868, despre poezia noastră populară, Titu Maiorescu spunea că literatura noastră trebuie să se inspire încă din folclor, să ia folclorul ca model. Pentru că nu e literatură evoluată. Dar a rămas încă la un stadiu la care modelul folcloric este încă productiv. Vigus Zanfrescu nu este de acord cu această teorie și sancționează pe Maiorescu, spunând că sufletul țăranului este ca neamul fără evenimente. Că, altfel spus, psihologiile diferențiate individual nu fac obiectul unei proze de tip rural, care să aibă ca focalizată pe tipologia aceasta a țăranului. Din acest motiv, Vigus Zanfrescu va fi elogiat la moartea sa în 1922 ca un precursor al autenticismului în literatură și al evoluției către urbanitate, de nimeni altul decât de Camil Petrescu. Camil Petrescu publică un text foarte interesant la moartea lui Vigus Zanfrescu în 1922, în care apreciază ca precursor al direcției acestei autenticiste în literatură, care în interbelic s-a afirmat cu adevărat. Un alt lucru interesant, care nu s-a spus astăzi, e legat de teoriile lui Vigus Zanfrescu privind romanul. El, asta observă și Călinescu în istorie, nu ilustrează în viața la țară și în textele sale publicistice, el se revendică de la o altă direcție decât cea pe care o ilustrează Flaubert. De pildă, da? Direcția, să zicem așa, caligrafică, stilistică, din unde desăvârșit al stilului. Realismul critic, nu de la această direcție, ci de la autenticismul stendhalian. Nu, linia Stendhal Jidul o ilustrează în romanul său Vigus Zanfrescu. Mai ales în acest ciclu romanesc, unde citează la un moment dat, așa cum procedează și Camil Petrescu în Ultima noapte de dragoste, fragmente din presa vremii. De pildă, Ordinul Generalului Cernat este produs în tocmai în romanul lui Vigus Zanfrescu. Lucru care a stârnit supărarea lui Maiorescu. Maiorescu nu era de acord cu acest procedeu și spunea
trebuie eliminate aceste lucruri prozaice. Pentru că mai ales înțelege altfel proza. De fapt, proza, Maiorescu știm foarte bine, nu era la curent cu ce se scria la vremea lui. Teoriile sale despre roman sunt anacronice. Lui Zanfrescu însă dimpotrivă. Este iată un precursor foarte interesant al modernității, al direcției acestei autenticiste în roman. Cel puțin în plan teoretic. Care este ce rămâne din opera sa? Păi, rămâne în primul rând personalitate. Se poate spune, fără teama de a greși, ca și în cazul lui Maiorescu, că nu, că autorul a reușit ceea ce s-a propus și a propus, nu? Să-și construiască o personalitate prin acest efort de voință, de automodelare. Lucru care se vede de altfel și în poezie, în idealul acesta al formei perfecte despre care ați vorbit, în parnasianism, în direcția parnasiană, neoclasicism, în parnasianismul în poezie și în roman, în teoriile sale și așa mai departe. Un scriitor oricum care trebuie recitit, rediscutat, pentru că surprinde cele mai importante, în opera sa, găsim cele mai interesante elemente ale literaturii noastre de tranziție. Secolul acesta, pe la 1880-1920, e cea în care, nu, se anunță deja câteva direcții importante care vor fi ilustrate în perioada interbelică de prozatorii de scriitorii noștri. Da, asta am vrut să... Mulțumesc! În final, va vorbi domnul profesor Doare Crețu, 10 minute, după care va avea o greșită. Am promis lui Casian Maria Slujitor că voi fi scurt. Dar nici nu m-am lăsat. Liviu Zanfirescu este un scriitor care, din păcate, nu este destul de bine și destul de argumentat evaluat. În ce privește situarea sa, în procesul de devenire istorică a romanului românesc. S-a scris despre el, s-au pronunțat mari critici și mari istorici literari. Și de pildă, ce privește sintezele de istorie literară mai recente, în istoria critică a literaturii române, a lui Nicolae Manolescu, se apasă foarte mult, chiar neașteptat de mult, pe prefigurările romanului modern la Duiule Zanfirescu. E explicabil că există astfel de posibilități de definire a rolului pe care l-a jucat Duiule Zanfirescu din mai multe perspective. E explicabil pentru că avea un credo clasicist, credea în echilibru, în măsură, așa cum a arătat-o cel mai bine Negoițescu în sinteza sa istorico-literară. Era un autor care, principiul neamul comuneștenilor în special, a captat spiritul unui început de modernizare a României. Domnia lui Carol I, urmând reformelor lui Cuza, și semnele de atmosferă tonică pe atunci, nu depresivă cum e România de astăzi, pe care foarte mulți, mai ales tineri, o părăsesc din motive de înțeles, având în vedere cine conduce țara și cum o conduce. Cred că cel mai important de semnalat din punctul acesta de vedere, al rolului distinct pe care l-a jucat el, și în comparație cu ceilalți mari prozatori ai juninii și ai convorbirilor literare, sigur, în comparație cu autorii de proză scurtă, maieștri ai prozei scurte, autori de geniu, bătrânul
Ghiale și Ion Creangă, și în raport cu Slavici, pe care, în repetate rânduri, Dumnezeu Firescu l-a combătut, l-a diminuat, dar adevărul este că sunt atribute de Ordinul Artei Romanului superioare lui Dumnezeu Firescu în mare, cel puțin în mare. Forță, vigoare, o anumită pregnanță a caracterelor, a personajelor, a slavici. Ceea ce nu se poate spune mereu despre personajele de prim plan din romanele lui Dumnezeu Firescu. Dar proiectul lui de roman ciclic nu a avut de la început acest lucru. Este un proiect care nici într-un caz nu trebuie raportat la memoria culturală a zolismului. Le rugăm măcar, cum s-a întâmplat unor să se facă, Ivora de George Călmeni. Nici la alți autori de romane ciclic, ce care vin mai târziu, dar comparațiile transcend aceste hotare între epocile literare. De pildă, Roger Martin Dugas cu Lechibou sau Thomas Mann cu primul său roman cu Budenbrook, Casa Budenbrook, ori Gelsorsi cu ciclul său de romane, Forsyth Saga. Nu. Nici Dumnezeu Firescu, nici cu autoare de mai târziu, Hortensia Pavada Bergescu, nu trebuie raportați la o astfel de tradiție a romanului flug, a romanului ciclic. Pentru că la Hortensia Pavada Bergescu nu e vorba de sânge, de moștenirea, mă rog, biologică, ca la Zola, și, în schimb, e vorba de o anumită familie de spirit, de o anumită atmosferă, de un climat al halipilor. Nu halipii de sânge sunt în primul plan, prin planul ciclului pentescian. La Dumnezeu Firescu, articulația esențială se leagă de romanul care se și așează în miezul acestei, cum să-i spun, pentalogii, da? Cinci volume. Nu tetralogie, nici trilogie. Cinci volume. În război. În război, urmând vieții la țară și lui Tănase Scantiu, în care domină problematica socială cu unele prefigurări ale tezismului pe tema raporturilor dintre boierime, boierimea de țară și arendași. Se știe foarte bine la ce au dus aceste realități în 1907 și chiar și înainte de 1907, cu răscoala izbucnică pe moșia bancherilor Fischer, banchere evrei din Iași, la Flăuri. Și față de celelalte două romane, Îndreptări, care deschide o perspectivă dinspre războiul de independență 1877, spre viitoarea întregire a României, deci raportarea la Transilvania, în special, la pământul românesc, care nu era între hotarele României pe atunci, cum în parte nu este nici azi. Eu cred că este eronată evaluarea din acest punct de vedere. S-a vorbit foarte mult de tezisme, mă rog. Puțin critici au avut o argumentație mai adecvată, mai convingătoare și mai analitică, care să sprijine aceste afirmații. Sunt afirmații făcute pe impresie, pe o impresie globală și chiar pe suspiciunea că un autor care își punea atunci problema unei epopei istorice naționale, din perspectiva aceasta aristocrației, care a mai devenit obiectul altor romane, în special la Călinescu în Spinul Negru, de pildă, la Petru Dumitriu în Cronică de Familie, mă rog, crepuscul acesta istoric subcomunist al aristocrației. Și chiar și înainte de comunism, pe la Sadoveanu, pe la Matei Pelagian, sigur, aceeași viziune a crepuscului aristocrației românești. Mai recentă și mai dubioasă, sau mai veche, pământeană și mai puțin dubioasă. Aș spune că, dacă ar trăi,
s-a iritat, pentru că toate comparațiile care se făceau cu Tolstoi erau în defavoarea lui. Dar aș spune că este, și el avea o anumită megalomanie. Wow, scriitorii, artiștii, wow, nu sunt toți chiar ca Dali, dar megalomania este și o energie. O energie de megalomania nu s-a dat România. Dar megalomania produce și opere. La acei megalomani care au și motive să-și vadă euul supradimensionat. Că sunt foarte mulți care n-au deloc motive, dar aceia îl supradimensionează cel mai tare. Păi, recent l-am auzit pe Nicolae Blepan, au spus niște enormități în aula Ieșeană a filialei Academiei Române. Despre faptul că romanul începe, arta romanului începe cu adevărat doar cu Balzac și cu Dostoevski. Am întrebat. Am și scris pe tema asta. Cum e? Și Ștergel cu buretele așa academic, în stil brebanian, numele de pildă al unor mari romancieri de la jumătatea secolului al XVIII-lea, în Anglia, John Fielding cu Tom Jones, sau Daniel Defoe cu Moll Flanders, mai bun, mai roman decât Robinson Crusoe. Sau Samuel Richardson cu Pamela, sentimentalism, ori Laurence Sterne, mai modern decât toți Laurence Sterne, sau Jane Austen, ca să rămân numai în area britanică. Nu, sigur, n-avea dreptate, dar noi iubim pe romancieri, pe poeți și Cezar Ivănescu de la nașterea căruia sunt 75 de ani anul ăsta și o să sărbătorim, o să comemorăm în toamnă nașterea lui acum 75 de ani, avea accese din acestea megalomane. Nu-i nimic, dacă iese operă, e bună și megalomania. Fără operă, nu, n-are nicio fază. Eu cred că ceea ce e mai important și cu asta închei, văd așa, mișcările acestea de brațe ale lui Cassian aici. Nu, văd că numai cu mine așa de dur. Băi, pe Antonio l-a lăsat să vorbească. Dar gata, închei acum. Vreau să spun că, în comparație cu Război și Pace, imaginea de ansamblu pe care o face, mă rog, viziunea lui Viorica Firescu asupra rolului pe care l-a jucat Războiul de Independență, 1877, actul istoric al cuceririi prin forță militară, prin acțiune militară a independenței viitorului regat al României, va fi declarat regat cu ceva ani mai târziu, este o viziune de apreciat. Și de altfel există și o replică în timp, încercarea, tentativa, și ea interesantă și ea inegală, a lui Paul Angel, din zăpezile de acum o viață, acum e timpul, parcă așa. E important la Duilio Zanfirescu că apare, ca și la Tolstoi, ca la toți marii romancieri ai războiului, apare această diferență de climat între pace și război. Ce e pacea la Tolstoi? Ia să ne gândim la combinațiile care sunt legate de moartea bătrânului tată al lui, tată care abia îl recunoaște pe fiul legitim al lui Pierre, nu? Din romanul Tolstoian. Să ne gândim la ce este și după prima campanie militară de război și pace. Dar apoi, ocuparea Moscovei, războiul dus până la capăt, bătălia de la Borodino, a perioada de după război. Ce sugerează marii romancieri ai războiului și ai păcii este alternanța, complementaritatea dintre două climate. Un climat care nu e eroic de paradă, nu e deloc eroic de paradă nici în Tolstoi, Război și Pace, acum, care este, nici la Duiliu sau Firescu, dar este de zis, nu e stare să realizeze secvențe din acestea de bătălie, de confruntare militară la nivelul pe care l-ar merita un astfel de proiect, dar este o intenție care trebuie apreciată de către noi românii, să apropie centenarul întregirii României. În România, sentimentul patriei, al apartenenței, belonging to, care se întemeiază pe limbă, pe istorie, pe credința religioasă, este un sentiment, o zonă, un câmp absolut bașocorit de tot felul de jurnaliști de doi bani, dâmbovițeni mai ales.
morții aceia ai României din diferite războaie ne judecă. Ar trebui să ne trezim, ar trebui să îi urechim pe cei, sau mai rău, pe cei care practică această batjocură. Nu mai e nevoie să ne atacem spre ei. Avem ticăroșii noștri. Da, mulțumesc, domnule profesor Nicolae Crețu. Avem ca un ticălor de râșe, dar știți cum îi spunea Iulescu că nu e talent de bicilism, ci e ceva caracter. Da. Cu caracter este mai bun. Mulțumesc și Emanuel Lili și Lili Iacob și Antonio Toca și Lili Bacu. Un mic postoratul, după un script postoratul. Dacă sunteți disponibili, de la 12 în sala Senatului la Universitate, avem un colocviu Cervantes Shakespeare. Sâmbătă se împlinesc 4 secole de la moartea lor în aceeași zi. Da, să vă mulțumesc, vă mulțumesc că vădă mâine, la oară de ce vă discuta despre citit, despre ziua cărții și despre Shakespeare și Cervantes, cu ei de la 10-a 10. Și pe echitea totuși pe ei la 10-a 10. Astăzi, acum vom pleca la... Deci nu mai târziu de 11 jumate, pleacă autobuzul. Dacă târziați, autobuzul va fi lângă hotel, acolo, în zonă. O să vedem două autocare. Sunt mai autocare. Ce să vedem? Sunt mai autocare. Sunt mai autocare. Dar altfel nu mai știți ce aveți de făcut în motivare. Mergem la Cortlar, ne întoarcem acolo nu știu mai mult de o oră jumate. Pentru că la 5, la Sala Verde, de la Palas, va avea o conferință lui Nicolae Breban, despre soarta revistelor literare. Soarta revistelor literare, nu despre roman, nu despre... După care vom avea un scurt recital muzical a Camelia Roma, o copilă care termină liceu acum și este sub direcția lui Bujor pe Lipcean. Foarte talentată, foarte talentată, vine cu tot cu ea, vine, vine și el, vine și ea, nu o lasă singură, că n-ai încredere. Că... Da. După care la fel scurt recital liric, poeții noștri vor citi poeme, sunt deja pe listă, nu, nu veniți să vă scrieți, că de data asta vă fi foarte scurt. După recitalul poetic, va avea loc acordarea premiilor anuale ale revistei comunitare, după care vom acorda titlul de ambasador cultural al Iașiului, câtorva personalități, în principal celor care, ca lungul celor 20 de ediții, au luat premiul Opera Omnia la edițiile respective. Până atunci, vă invit la autobuz de cetă, cetișor, dar nu mai târziu de 11 jumate. Mulțumesc!